luce, eliberare, mântuire, vindecare, vestea bună, Evanghelie. Ea ți-aduce eliberare, mântuire, vindecare, vestea bună, Evanghelie. Ea ți-aduce eliberare, ce vrei tu de la mine,
Stimați telespectatori, bine v-am regăsit! Sunt onorat să fiu din nou cu dumneavoastră și în numele Mântuitorului Iisus Hristos să vă salut. De asemenea, vreau să vă aduc salutări din partea frățietății Bisericii Betania din Chicago. Dragii mei, sunt onorat de această nouă perspectivă să fim împreună și să cercetăm Scripturile, Cartea lui Dumnezeu. Apreciez faptul că v-ați luat timp să fim împreună la această întâlnire și să studiem împreună despre consacrare și compromis. Consacrarea este atitudinea de dedicare lui Dumnezeu cu viața și cu slujirea, în timp ce compromisul este atitudinea greșită în urma căreia un om își pierde onoarea și buna reputație. Vreau să privesc în Scriptură, alături de dumneavoastră, și să acceptăm faptul că consacrarea este o performanță greu de atins și trebuie depus mult efort, în timp ce compromisul este o stare în care se ajunge ușor în momentele de neveghere și de neatenție. Scopul meu cu mesajul acesta este să vă spun că atunci când ne fixăm ca și țintă cerul, atunci când vrem să fim fideli lui Dumnezeu, să-L iubim ca pe Tatăl nostru din ceruri care ne-a creat și mai apoi ne-a mântuit prin Hristos, ar trebui să înțelegem că asemenea partenerului de viață Dumnezeu vrea să-i fim fideli. Compromisul este atitudinea greșită prin care distrugem această fidelitate și ne pierdem înaintea lui Dumnezeu reputația de copii ai Săi, de oameni credincioși. Vreau să privim în Biblie la mai multe exemple și exemplele acestea nu sunt dintre oamenii mediocri. Să privim la mai multe exemple și să observăm modalități de a ne compromite înaintea lui Dumnezeu cu viața și cu slujirea noastră. Primul exemplu pe care vreau să vi-l dau sunt primii oameni creați de Dumnezeu în grădina Edenului, perechea Adam și Eva, iar compromisul lor este un compromis în credință. Oamenii aceștia și-au compromis credința față de Dumnezeu prin faptul că Eva a dorit să fie ca Dumnezeu în timp ce era doar un om, iar Adam s-a conformat presiunii pe care ea a pus-o asupra lui să împărtășească soarta ei mâncând din fructul oprit. Ambii au ales compromisul acesta și în felul acesta au devenit necredincioși față de Creatorul lor. Dumnezeu, pentru a-și păstra poziția de judecător drept, a blestemat pământul, a blestemat pe șarpe și i-a pedepsit pe oameni. În urma acestei pedepse, oamenii au fost expulzați din Eden și și-au pierdut calitatea de oameni sfinți, primind o natură păcătoasă în care trăiesc de atunci și până astăzi. Compromisul în credință este infidelitatea față de Dumnezeu, în timp ce omul dă curs tendințelor interioare sau exterioare din mediul în care trăiește. Al doilea exemplu de compromis pe care vreau să vi-l prezint este compromisul în fidelitate. Apostolul Petru, unul dintre cei mai proeminenți ucenici ai Mântuitorului, este exemplul de compromis datorită fricii. El se afla în curtea marelui preot, în locul unde Iisus, spre sfârșitul misiunii sale, fiind prins și bătut, urma să fie condamnat. Era acolo să fie condamnat de marii preoți, instanța religioasă care conducea țara, ea fiind prima care s-a pronunțat pentru Iisus să fie condamnat la moarte. Mai apoi, această condamnare la moarte a fost confirmată de autoritățile politice romane, care l-au condamnat pe Iisus la moarte prin crucificare. Dar în noaptea aceea, în curtea marelui preot, Petru l-a mers și el să asiste la tot ce se întâmplă.
Și acolo una dintre slujnicile prezente l-a identificat pe Petru ca fiind unul dintre ucenicii lui Iisus. De frică, Petru a negat că este ucenicul lui Iisus sau că îl cunoaște pe Iisus. Lucrul acesta s-a repetat de 3 ori. Compromisul acesta a fost suficient de mare încât atunci când a cântat cocoșul, după cum profețise Iisus cu puțin timp înainte, Petru și-a adus aminte de lucrul acesta și a avut remușcări teribile, motiv pentru care s-a prăbușit înaintea Domnului plângând și părându-i rău. De fapt, aceasta este pocăința, să spară rău pentru un păcat făcut sau pentru un bine nefăcut. Și Petru, realizând compromisul în fidelitate față de Dumnezeu, o fidelitate pe care a promis-o Domnului în atitudinea lui, a recunoscut că a fost infidel, că s-a compromit, că și-a pierdut reputația și a plâns cu amar. Suntem uneori puși în viață, în situația să ne fie foarte frică de ceva anume și pentru că nu dorim să ne confruntăm cu situația aceea neplăcută, încercăm să o evităm prin diverse metode, una dintre ele fiind minciuna, manifestarea fricii. Petru, din frică, datorită fricii, a negat faptul că a fost cu Iisus. A fost un compromis din partea lui și compromisul acesta se poate repeta astăzi în viața celor care îl urmează pe Domnul. Oamenii aceștia pot avea o viață impecabilă, pot fi oameni credincioși, oameni care în fiecare zi îl urmează și îl slujesc pe Dumnezeu. Dar într-un moment de criză, sub presiunea unor împrejurări, a unor oameni, a unor organizații, să fie atât de speriați încât să manifeste infidelitate față de Dumnezeu, compromițându-se în felul acesta. Un alt mod de compromis este compromisul în alegeri. În fiecare zi suntem puși în situația să alegem. Alegerile noastre exprimă valorile și prioritățile noastre. Un om al lui Dumnezeu va face alegerile unui om al lui Dumnezeu. Vreau să vă prezint exemplul lui Lot, nepotul lui Avram, alături de care a mers o bună bucată de vreme. Au ajuns amândoi bogați, Lot din cauza lui Avram, pentru că de fapt Dumnezeu nu l-a chemat pe Lot, ci pe Avram. Atunci când au ajuns amândoi bogați, bogățiile lui, turmele lor, cirezile lor erau atât de mari și de multe, încât nu mai încăpeau în același loc, deoarece slugile lor, slujitorii lor se certau unii cu alții. Avram, ca un om de pace, i-a propus lui Lot să aleagă ori muntele, ori câmpia, iar el va rămâne cu cealaltă parte. Lot, ca unul care era mai tânăr, ca unul care ajunsese în această condiție de om bogat datorită lui Avram, a căzut în cursa acceptării acestei alegeri și a ales primul. Ar fi fost politicos, cinstit și logic să-i ofere această oportunitate unchiului său pentru că o merita. Dar omul acesta era mușcat de șarpele materialismului. Și atunci când omul este dominat, obsedat de materialism, uită de respect, uită de logică, de priorități, de valori, uită de Dumnezeu, uită chiar și de familia lui. Și în această condiție omul a ales câmpia. Câmpia însemna locul unde erau așezate cele 5 orașe, iar 2 dintre ele erau Sodoma și Gomora, renumitele orașe unde trăiau sodomiții, homosexuali. Muntele era locul stâncos, locul unde nu se făcea negoț, caravanele cu cămile și cu mărfuri aduse din Persia și din alte părți ale lumii treceau prin câmpie. Acolo se făcea comerț, acolo se făceau afaceri, iar Lot, acceptând perspectiva acestor afaceri, a ales câmpia. Nu l-a interesat că familia lui va trăi în orașul acela. Nu l-a interesat că oamenii din jurul lui, vecinii, prietenii, oamenii cu care vor face afaceri, îl vor influența pe el și copiii lui înspre modul acesta de viață sodomit și destrăbălat. El s-a gândit doar la perspectiva afacerilor, s-a gândit doar la bani, doar la profit, punându-și în risc propria viață și viața familiei lui, lucru care s-a dovedit a fi real mai târziu. Avram a rămas cu muntele. El nu avea perspectiva să se îmbogățească, ci să se închine. El a mers pe munte și și-a dedicat viața meditației, rugându-se, slujindu-L pe Dumnezeu și mijlocind pentru oameni. Lot însă a ales câmpia, a ales locul cu lume multă, locul unde se fac afaceri prospere, locul unde te poți îmbogăți peste noapte. Este adevărat că a plătit scump și a pierdut soția,
Și-a compromis copiii, și-a pierdut toate proprietățile și s-a ales cu o spaimă teribilă, de-abia scăpând cu viață. Ei, sunt oameni ai lui Dumnezeu care fac alegeri greșite. Ei sunt oameni de treabă până când sunt puși în situația să aleagă între extraordinar și mediocru, între foarte mult și puțin obișnuit. Și atunci își pierd echilibru și cad în cursa aceasta a unei alegeri în spatele căreia există un profit foarte mare. Așa a fost Lot. A fost un om de treabă. Când s-a evit posibilitatea să aleagă, a ales și această alegere a fost greșită. Lot s-a compromis prin alegerea pe care a făcut-o. Un alt mod de a te compromite, după cum îl găsim în Scriptură, este compromisul în faptă sau cu fapta. Exemplul este unul dintre mari bărbați ai lui Israel, mari soldați ai armatei evreilor, care a fost dedicat lui Dumnezeu să cucerească țara, cetatea Erihon și cetatea Ai. În cetatea Erihon, Dumnezeu a pus o condiție, ca și în Eden lui Adam și Eva, a pus o condiție soldaților și a spus: din Erihon nu aveți dreptul să luați nicio pradă de război, în următoarea cetate aveți dreptul să luați orice pentru voi. Acest soldat a fost un viteaz, a fost un om dedicat intereselor naționale și colegilor lui de arme. Numai că atunci când a cucerit Erihonul, în calitate de învingători, el a găsit o cantitate de aur, o manta, o haină foarte frumoasă și bani. Și nu s-a putut abține, a fost foarte tentant. Motivul a fost lăcomia. Și pentru că a fost foarte tentant să-și însușească aceste bunuri, datorită lăcomiei care era ascunsă în inima lui și mascată, omul acesta s-a compromis. Dumnezeu a vrut să dea o lecție națiunii și să demonstreze că păcatul lăcomiei, deși nu pare imoral, este un păcat foarte mare, pentru că el poate motiva pe un om la comportamente foarte greșite. Și Dumnezeu atunci l-a identificat pe Acan, l-a dat pe față, iar el și toată casa lui au fost omorâți. Compromisul datorită lăcomiei, compromis la nivelul faptei, este un mod de a te compromite, de a-ți pierde reputația înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Lăcomia este o atitudine a inimii și ea se concretizează doar prin faptele lăcomiei. Și lucrul acesta s-a întâmplat cu Acan. Aș vrea să ne oprim pentru puțin și să ne gândim la noi. Noi care suntem creștini, care mergem la biserică, care sperăm să ajungem într-o zi în cer, în ce măsură suntem preocupați de această atitudine greșită care îl dezonorează pe Dumnezeu și care slăbește sau distruge relația omului credincios cu Dumnezeu? Compromisul. Compromisul în credință, compromisul în fidelitate, compromisul în trăire, în comportament. Aș vrea să vă gândiți cu toată responsabilitatea și să nu cădem în cursa de a reduce voia lui Dumnezeu la nivelul tradițional al religiilor omenești, să ne uităm la Scriptură, la această carte pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o și să înțelegem că compromisul este un păcat teribil și el ne paște pe fiecare dintre noi. Dacă printre ascultătorii noștri sunt persoane care nu au o Biblie personală, vă invit să sunați la numărul de pe ecran și să primiți în dar o Biblie și citind în ea veți descoperi faptul că nu există păcate mari și păcate mici, ci doar păcate prin care oamenii îl dezonorează pe Dumnezeu, iar păcatul compromisului este din ce în ce mai subapreciat și mai trecut cu vederea. Astăzi, acest păcat al necredinței, acest compromis prin necredință este actual. Necredința, infidelitatea, lăcomia sunt motive care îi determină pe oameni să-și compromită credința, să-și compromită dragostea, să-și compromită urmarea sau viața lor de slujire înaintea lui Dumnezeu. Un alt exemplu spre care vreau să vă îndrept atenția este compromisul în slujire. Sunt oameni care se dedică lui Dumnezeu slujindu-L cu resursele pe care ei le au. Unii îl slujesc pe Dumnezeu cu banii lor, alții cu capacitatea de a predica sau de a cânta, alții de a face bine sau în multe alte feluri. Aș vrea să vi-l dau exemplu pe Dima. Dima a fost un bărbat din Noul Testament, un colaborator al apostolului Pavel, un om care a slujit în vremea lui Pavel, cu alte cuvinte, la începutul creștinismului, imediat după moartea Mântuitorului. La un moment dat, Pavel vorbește despre Dima
pentru că atitudinea lui de răutate și de om concentrat pe plăcerile lumii a ajuns atât de evidentă încât apostolul Pavel a fost sigur că este real ceea ce el spune. Și face următoarea afirmație: Dima din dragoste pentru lume m-a părăsit. Dima din dragoste pentru lume s-a compromis. Motivul compromisului lui Dima a fost dragostea pentru lume și plăcerea pentru lume sau cu lumea. Astăzi bisericile sunt pline de oameni care îl iubesc pe Dumnezeu undeva în inima lor, la modul general, au teamă de Dumnezeu, iubesc cerul și ar vrea să ajungă acolo, însă rămâne tentația aceasta a lumii atât de puternice încât ei încearcă să compromită idealul lor pentru cer și pentru Dumnezeu, aplecându-se deseori asupra plăcerilor lumii. Dima a fost un astfel de exemplu. Un om care a văzut dedicarea lui Pavel, consacrarea acestuia, un om care a fost martor la eforturile pe care Pavel le-a făcut să-l servească pe Dumnezeu. Și totuși, el a ales să se compromită, alegând lumea și renunțând la Dumnezeul pe care l-a slujit o vreme. Aș vrea să mă îndrept înspre dumneavoastră, stimați telespectatori, și cu toată responsabilitatea, în egală măsură cu tot respectul și dragostea pe care o am pentru dumneavoastră, să vă întreb. În credincioșia pe care o datorați Domnului, în credința pe care o aveți față de Dumnezeu, există compromis? Există compromis în credința dumneavoastră? Există compromis în fidelitate? Există compromis în slujire? Există compromis în faptă? Compromisul acesta este atitudinea prin care noi ne autodezonorăm, ne pierdem reputația înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Noi suntem chemați să manifestăm consacrare față de Dumnezeu și să evităm compromisul. Să credem în Dumnezeu, să fim fideli lui Dumnezeu, să-L slujim pe Dumnezeu și să facem fapte care îl onorează pe Dumnezeu, fapte de credință, fapte prin care ne dovedim prețuirea față de Dumnezeu, fapte prin care îl slujim pe Dumnezeu. Compromisul este la tot pasul și el este prețul pe care oamenii îl plătesc să se despartă de Dumnezeu și să meargă din nou în lumea de unde Hristos i-a scos. Aș vrea în această zi să medităm puțin la viața noastră și la riscul acesta la care ne expunem atunci când îl urmăm și îl iubim pe Dumnezeu, la riscul de a ne compromite. De a ne compromite în credință, în fidelitate, în alegeri, în fapte, în slujire, din diverse motive. Uneori pentru că dorim să ne ridicăm deasupra condiției în care ne-a așezat Dumnezeu. Dorim să împărățim, să ajungem super bogați, dorim să nu fim niciodată bolnavi, dorim să nu ne ia nimeni înainte în concurența cu concetățenii sau cu rudele, dorim să ne conformăm oamenilor pentru că nu suportăm disprețul celor din jur atunci când ne ironizează că noi suntem conduși de nevastă sau noi suntem conduși de mama sau noi suntem niște oameni slabi și nu știm să ne distrăm, și atunci dorim să le dovedim că și noi ne conformăm standardelor acestei lumi și noi suntem bărbați și noi avem putere să ne împotrivim autorității din familie, părinților sau soției și așa mai departe. Alții se compromit în alegeri din lăcomie, pentru că lăcomia astăzi este un Dumnezeu, este un idol care înghite pe mulți. Alții se compromit datorită materialismului, alții se compromit datorită plăcerilor și, în general, diavolul știe ce rețetă trebuie să ofere fiecăruia pentru ca să-l otrăvească. Aș vrea, apropiindu-ne de încheiere, să ne gândim la faptul că noi trăim o singură dată și consacrarea este dovada credincioșiei noastre față de Dumnezeu și este dovada faptului că noi vrem cerul, în timp ce compromisul este dovada necredinței noastre, a lipsei noastre de preocupare pentru Dumnezeu și pentru cer. Trăim o singură dată și consacrarea sau compromisul sunt atitudinea noastră și fiecare dintre ele au un mesaj față de cer și față de pământ. Mesajul consacrării este dragoste de Dumnezeu, credință în Dumnezeu, dedicare pentru Dumnezeu. În timp ce compromisul este dovada necredinței, a lipsei de pasiune pentru Dumnezeu și a faptului că Dumnezeu este atât de ieftin pentru noi, încât îl vindem pentru orice plăcere, pentru orice câștig, pentru orice alegere care ne oferă satisfacție de moment, fără să ne mai gândim dacă în felul acesta îl onorăm sau îl dezonorăm pe Dumnezeu. Stimați prieteni, am crescut într-o religie în care ni se pare că ceea ce trebuie să facem pentru Dumnezeu este să mergem de două ori pe an la biserică. Sau, mai des,
În timp ce, așa cum mergem, tot la fel plecăm. Mersul la biserică nu ne schimbă cu nimic. Rugăciunea pe care o facem nu ne schimbă cu nimic. Citirea Bibliei nu ne schimbă cu nimic. Ori scopul lui Dumnezeu nu este să citim Biblia în sine. Scopul lui Dumnezeu în sine nu este să ne rugăm. Scopul lui Dumnezeu în sine nu este să mergem la biserică. Atunci când îți trimiți copilul la școală, nu este un scop în sine să meargă la școală. Școala este locul care îl educă pe copil, care îl schimbă pe copil, care ridică pe copil și care îl învață. Ei, tot la fel, biserica, rugăciunea, Biblia sunt doar instrumentele care ne educă în apropierea noastră de Dumnezeu, care ne schimbă înfățișarea spirituală și morală și care ne face asemenea lui Hristos. Noi nu trebuie să privim ca pe un scop în sine mergerea la biserică, ci mergerea la biserică este școala care ne educă, ne informează, ne schimbă și ne dă chipul asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să ne rugăm în momentele următoare și să spunem împreună: Tată care ești în ceruri, ne simțim atrași de religie și de tradiție, timp în care inima noastră continuă să rămână necredincioasă și fără rod față de Tine. În această zi îți mulțumim că ne-ai dat cuvântul Tău. Mulțumim că ne-ai vorbit cu dragoste, Doamne, chiar dacă hrana pe care ne-ai oferit-o astăzi a fost mai tare. Însă îți mulțumim pentru că Tu te raportezi la nivelul nostru și îți mulțumim că atrage atenția asupra compromisului care ne pândește la fiecare pas. Mă rog în numele Domnului Iisus pentru toți oamenii aceștia care Te iubesc pe Tine și care sunt dispuși să Te urmeze și să Te slujească. Binecuvintează-i cu un spirit de dedicare pentru Tine, cu viața și cu familia lor. Dă-le puterea Duhului Sfânt și a Evangheliei, Doamne, pentru ca să predea voința lor Ție, să se închine înaintea Ta și să Te slujească pe Tine. Pun Duhul Tău peste viețile și peste casele lor și îți mulțumesc că pe mine și pe ei, în egală măsură, ne vei binecuvânta pentru că suntem copiii Tăi și ne vei ajuta să trăim consacrați pentru Tine și să sfârșim în maniera aceasta onorând numele Tău ca pe numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și împreună să spunem amin. Până data viitoare când ne vom revedea, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Iisus al meu, prieten scump, din zorii tinereții, cu Tine eu călătoresc până la sfârșitul. Cu Tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Iisus al meu, prieten bun, prin boale și soțește-n drum, să fiu mereu cu Tine. Iisuse, mă-n soțește-n drum, să fiu mereu cu pentru oricine. Mai este loc pentru întreg pământul. Mai este loc, mai este loc. La cruce, în cer.